Majoritatea locatarilor de la bloc visează la grădini precum cele de la case, dar de aici până la a deveni un contravenient nu este cale lungă. Mai mulți locuitori ai cartierului iernuțen riscă să fie sancționați dacă nu se conformează somațiilor emise de Poliția Comunitară. Asociația de proprietari a purtat și a discuții cu locatarii. În timp ce unii au renunțat la a cultiva zarzavaturi, își păsează încă gardurile ghimpate sau din lemn, total inestetice și foarte periculoase. Colac peste pupăză, unele grădinițe sunt și neîngrijite. În hotărârea de Consiliul Local 52 s au hotărât desfințarea acestor grădini. Majoritatea locatarilor s-au supus acestei hotărâri și s-au desfințat, dar mai avem câteva reticențe de la locatari de la anumite blocuri. Aceasta este o problemă veche, putem spune, pentru că locatarii au fost obișnuiți să-și facă ordine în curtea lor, au considerat acest spațiu public, spațiu verde respectiv, ca și curtea lor și au ocupat-o abuziv, putem spune și ilegal urât gardurile astea care e spuse prin, prin spatele blocului. Dacă spații verzi, dar trebuie să fie spații verzi cu flori. Atât. Care e scopul lor? Ce credeți? Nu știu ce vreau să facă. Și care e scopul lor? Ca să... Ăla de greză, fața, fața la blocurilor sau să se poată juca copiii. Nu, nu știu. ce să pot să zic. Sincer să fiu, nu le-am văzut. Eu văd gardurile astea vii care sunt aici. Ați văzut acele grădini de zarzavaturi? Da, am văzut la blocul 2. Ce ziceți? Ce? Nu e corect. Un pic spațiu verde, alte aproape cu grădinile coșnii, nu le curăță, după ce le folosesc, nu le curăță, le lasă așa în paragină. Sătul să se lupte cu morile de vânt și presa de hotărâre Consiliului Local, președintele Asociației de Proprietare a solicitat ajutorul Poliției Comunitare, așa că agenții vor trece la fapte chiar de marți. Cererea a fost repartizată serviciului nostru și urmează ca începând de mâine o patrulă de polițiști comunitari se va deplasa la fața locului împreună cu președintele de asociație. Vom lua legătura cu toți cei care au acolo grădini și împrejmuiri, și vom uh, soma să se libereze domeniul public. Dacă nu, vom aplica sancțiunile prevăzute de autoritatea Consiliului Local. Nimeni nu-i va împiedica pe locatar să aibă un spațiu verde în jurul blocurilor, cu arbuști, copaci și flori, chiar cu bănci de relaxare. Și acesta însă va trebui întreținut de către oameni în colaborare cu asociația. Dacă nu, Poliția Comunitară va fi din nou nevoită să intervină și să acționeze în spiritul hotărârilor de Consiliu Local.